Am aflat cu profundă tristețe de decesul lui Daniel Kahneman, un psiholog remarcabil care a revoluționat modul în care înțelegem felul în care oamenii iau decizii. Contribuțiile lui Kahneman la domeniul economiei comportamentale au fost fundamentale, demontând ideea simplistă că oamenii sunt întotdeauna raționali în alegerile lor. El a demonstrat că emoțiile, prejudecățile și euristicile joacă un rol semnificativ în luarea deciziilor, influențând adesea rezultatul final lucrările lui Kahneman, cum ar fi Finkin, Fasten, Slau, au avut un impact semnificativ nu doar în economie, ci și în domenii diverse precum psihologie, sociologie, medicină și politică. El a inspirat generații de cercetători și a contribuit la îmbunătățirea vieții oamenilor prin prisma descoperirilor sale. Kahneman a studiat matematică și psihologie la Universitatea Ebraică din Ierusalim, unde și-a terminat primul titlu în 1954. Apoi a lucrat ca psiholog în armata israeliană, unde a creat teste pentru cursurile ofițerilor, printre altele. A fost student la Universitatea Berkeley din California din 1958 până în 1961, unde și-a obținut doctoratul în psihologie. A fost implicat în negocierile pentru un acord intermediar în Sinai între Israel și Egipt la începutul anilor 1970. Moartea lui Kahneman este o pierdere uriașă pentru lumea științifică. Ne exprimăm sincerele condoleanțe familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace!